O să mă duc și la Vocea României. Yay! Și o să fac după aceea un vlog în care doar cânt despre frumusețea și sănătatea părului. Am și cântat, sper că colegii mei o să lase montat ăsta. Mă gândesc dacă să fac și o manea cu iubirea mea, ești părul meu, ești părul meu strălucitor. Găsesc eu ceva? Nu râdeți, că am văzut că doar asta este trending pe YouTube. Așa că va trebui să fac și eu ceva dacă vreau ca toată lumea să audă despre frumusețea și îngrijirea părului. Vă rog, nu dați dislike acestui videoclip doar pentru că nu am voce. Iertați-mă, atât am putut, efectiv atât am putut. Mă străduiesc, am șansa să lucrez cu o grămadă de fete care cântă și rămân cu gura căscată de fiecare dată când le aud și cumva în capul meu mi se pare că am voce. Realitatea însă îmi spune clar că nu am, mă rog, nu am o voce muzicală, că voce am din moment ce reușesc de 5 ani de zile să vorbesc cu voi despre frumusețea și sănătatea părului. Introducere ca asta nu cred că am mai avut. În principiu, când zici că l-ai făcut pe toate, uite că apare ceva ce n-ai făcut și uite cum se schimbă lucrurile. Bun. Dragile mele și dragii mei, ca de fiecare dată vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că dați like-uri și subscribe și că vă porniți notificările. Ce frumos am dat-o pe asta. Așa că o să vă rog să le faceți pe toate cele trei aici ca să fiți primii care află informație fierbinte despre frumusețea și sănătatea părului. Astăzi discutăm despre vârfurile despicate. Există soluții fără să le tai? Of, cum să încep eu acest vlog? Așa, ar trebui să încep din alea, dacă se pot băga și niște efecte sonore cu niște ploaie, așa, cu noapte îndepărtată, să fi fost 1900 prima dată când am vorbit despre asta. Dragile mele și dragii mei, odată ce vârfurile s-au despicat, ele nu mai pot fi reparate. Tot ceea ce pot să fac este să previn. Adică, dacă vârful a apucat să ajungă într-un stadiu de degradare care să-l facă în loc de 1 să apară 2, 3, 4, 5 și apar punctele acelea albe în capăt, asta înseamnă un păr casant, atunci, din păcate, real nu ai ce să faci. Poți să le menții relativ sub control, adică să nu lași despicătura, dacă vreți, să urce pe firul de păr sau să se agraveze cu foarte multă hidratare, dar nu o să poți să relipești la loc vârfurile despicate. Așadar, știu că internetul este plin de soluții și de fete care au reușit și au descoperit pocalul de aur și viața veșnică și soluția vârfurilor despicate. N-am nimica cu ele, mă bucur pentru ele, însă mint. Nu e adevărat. Adică nu există așa ceva. Și cine crede că există așa ceva, știu că își dorește și nu pot să mă supăr pe voi că vă doriți să reparați vârfurile despicate. Și eu îmi doresc să pot să repar vârfurile despicate. Însă, din păcate, realitatea crudă îmi arată clar că nu avem cum să facem asta. Vă spuneam despre prevenire. Prevenirea este extrem de importantă. O faci cu o hidratare, o faci în primul rând cunoscându-ți firul de păr. Anumite tipologii de fir de păr sunt mai predispuse la a se despica. Părul creț mai sticlos, părul aspru, părul gros în diametru este mai predispus la a se despica. Părul foarte poros, părul supus la tratamente chimice, părul supus la tratamente termice foarte des, părul frecat foarte, foarte mult, părul pieptănat incorrect. Toate aceste acțiuni, toate aceste tipologii de păr sunt mai predispuse la a se despica. Și atunci, vă spuneam, singurul lucru pe care pot să-l fac este să previn. Previn prin folosirea unui tratament adecvat tipului meu de păr. Mască, balsam, fiolă, tratament, orice vreți voi. Sunt de acord până și cu tratamentele naturiste în care știți că nu cred. Nu cred decât așa în anumiți parametri, în anumite condiții, ca să spun așa. Dar sunt de acord și cu ele, pentru că orice este mai bine decât nimic. O îngrijire minimă, corectă, este mai bun decât nimic. Așadar, da, îngrijiți-vă părul și vă garantez că nu veți avea probleme de despicare. Dacă faceți totul ca la carte, și am primit foarte multe mesaje de acest gen, fac totul ca la carte, mă spăl corect, folosesc produse corecte, nu rusul cu feon și părul meu tot se despică, înseamnă că se întâmplă ceva intern, înseamnă că materia primă pe care o furnizați părului vostru nu este cea care trebuie.
Adică corpul vostru nu sintetizează suficient de bine lucrurile sau are alte nevoi, duce în altă direcție resursele decât în construcția părului. Și atunci părul care crește mai fragil, mai sensibil, mai ușor de despicat. Da? Și atunci vă rog să vă orientați către stilul de viață, către interior, alimentație, somn, nivel de stres. Verificați, știu că vă spun de fiecare dată asta, dar sunt foarte importante. Trebuie să învățăm să abordăm lucrurile holistic. Și vă rog frumos, nu mai puneți botul la minuni. Nu există minuni, fetelor. Mi-ar plăcea să existe. Credeți-mă, nu le țin ascunse de voi. Dacă aș ști că există o minune, aș fi primul care să-i fac reclamă. Mi-aș scrie minune pe mine. Oricum mă cheamă Sorinel, mai impun și minune, fac o combinație. Și așa am început pe un anumit ton, terminăm pe același ton. O să fiu Sorinel Minune. E o idee foarte bună, o să-mi o notez. Cine știe, poate ajung celebru așa, dacă n-am reușit cu YouTube-ul dedicat frumuseții și îngrijirii părului. Cu voce am lămurit, dar găsesc eu ceva de făcut, nu-i problemă. O să mă duc la anunț și la cununii și pe lângă coc o să și cânt. Asta este situația, pachetul complet. Bun, râdem și glumim, însă vârfurile despicate sunt o problemă. Dacă le aveți despicate, vă rog să le tundeți și nu mai repetați aceleași greșeli, tocmai pentru a nu ajunge din nou în același punct în care se despică vârfurile. Dragile mele și dragii mei, dacă aveți sugestii, propuneri și comentarii, o să vă rog să-mi scrieți, le citesc cu foarte mare drag aici și pe Instagram. Vă răspund și nu uitați, până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!